Am să vă vorbesc despre domnul Constantin Vaini. Când am ajuns în studioul Sahia, am văzut câteva filme. Am văzut Cântecele Renașterii, am văzut Poartă spre vecini al Sabinei Pop și am văzut trei filme de Constantin Vaini absolut excepționale, trei documentare. Orșova apoi s-a născut orașul, Grâu și aproape totul despre Grâu. Și am realizat că mă aflu în fața unui mare documentarist care după aceea a plecat, revenind de fiecare dată în Sahia, dar a plecat să facă filme de lung metraj. Filme importante. Filme, unele dintre ele cu secvențe memorabile. Îmi amintesc de secvența tipăririi unui ziar pe muzica Cornelii Tăutu, în crescendo, în Zidul. Îmi amintesc de monologul lui Rebenciuc în Buzduganul cu trei peceți, care nu este un film istoric, cât este un film filozofic. Se face o filozofie despre istorie. Am văzut tenta lui de documentarist într-un film care sunt convins că ar fi plăcut până și taciturnului Marin Preda, care nu avea el așa o foarte bună părere despre cinema, despre umbrele noastre mișcătoare, anume Imposibila iubire. Eu cred că el ar fi iubit, Marin Preda, două filme, Moromeții și Imposibila iubire. Am văzut cu câtă tenacitate și cu câtă forță și cu câtă disperare și cu câtă poală a reușit să dea pe ecran filmul despre Iorga, Trumeț în calea lupilor. Și am fost alături de el într-o sală a palatului plină care vedea acest film după 1989. Sunt foarte multe de spus despre acest, hai să zic, copil teribil al filmului documentar și filmului de ficțiune, un om care, dincolo de Condei, tenacitate și talent, lasă, ca și doamna Lucia Hosu, semne importante. Sigur, cum spunea și doamna Cernat, poate că figurăm în Facebook doar cu o mică frază, dar n-are importanță acea frază și n-are importanță decât că suntem aici, chiar dacă suntem o insulă și chiar dacă insula va deveni din ce în ce mai mică, vom rămâne pe această insulă care înseamnă cultură, civilizație, bun simț și opere importante și evident că ne vom respecta și ne vom bucura unii pentru alții. Ne vom bucura unii pentru alții este un lucru esențial pentru cinemaul românesc, pentru televiziune, pentru artă în general și să recunoști câteodată că unul e mai bun decât tine. Și atunci ai marea bucurie de a fi contemporan cu unul care e mai bun decât tine. La mulți ani, Constantin Vaini.